Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Și bine ați revenit și bună ziua și dumneavoastră, domnule director. Bine ați revenit în studioul ENSA TV. După o perioadă cu sărbători, cu ploaie și cu destul de multe noutăți și activități pe care APIA le-a întreprins și le va întreprinde în continuare, din câte știm și am observat și din comunicatele dumneavoastră de presă și toate informațiile pe care le dați publicului. Tocmai de aceea ne-am dorit să vă avem și noi încă o dată în studioul de la ENSAT, pentru că sunt cu siguranță interesați telespectatorii noștri de ce plăți a mai făcut Centrul Județean al APIA Gorj, care este stadiul depunerii cererilor. O să spun așa pe scurt, poate pe cam ce o să discutăm astăzi, ca să le trezim interesul telespectatorilor și să-i ținem aproape până la finalul emisiunii, pentru că sigur o să fie o să dorească și dumnealor, mai ales la sfârșit, la un moment dat, să ne trimită întrebări sau ce interesează pe dumnealor legat de activitatea APIA, și veți putea face asta, stimați dragi telespectatori, prin numărul de SMS afișat pe ecran. Deci, precizăm încă o dată, doar SMS, o să vă rugăm să nu sunați, și pentru întrebările dumneavoastră care le-ați avea de adresat direct domnului director de la APIA Gorj. Așadar, domnule director, să începem cu ce așteptau fermierii cel mai mult, adică banii, nu? Bănuții, plățile, știm că ați făcut mai multe plăți. Despre ce plăți vorbim că au fost făcute în ultima perioadă? Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se știe că este o instituție cu activități destul de ample, dar în această perioadă am reușit în primele trei luni ale anului să facem aproape integral plățile către fermiere, atât plățile pe suprafață, cât și plățile pe efective de animale. Numai în luna aprilie am plătit fermierilor noștri acciza la motorină aferentă trimestrului 4 al anului 2013. De asemenea, am achitat programul așteptat de fermieri, este vorba de plățile complementare direct din bugetul național pentru specia bovină, au intrat în conturile fermierilor până la jumătatea lunii mai, aproximativ 10 milioane de lei pentru număr de 3.560 de fermieri. Este știut faptul că în acest an cuantumul pe cap de animal a fost undeva la 455 de lei, la care s-a adăugat pentru prima dată. Adică mai mare decât în anii anteriori? El a fost aproximativ același, dar pentru prima dată am plătit fermierilor și cota de lapte. Deci am achitat un 92 de lei pe tona de lapte acelor fermieri care sunt deținători de cotă de lapte, în ideea de a încuraja sistemul de administrare a cotei de lapte, care este extrem de important. Deci în județul nostru, deținători de cotă de vânzare directă sunt vreo 3.921 de fermieri și tot cam atâți fermieri dețin și cotă de livrări către trei mari agenții economici care achiziționează lapte pentru activitatea pe care o desfășoară. Așadar, am finalizat, spuneam, înainte de intrarea în campania de depunere a cererilor pe suprafață plățile, deși termenul limită era 30 iunie 2014, încă din luna ianuarie am făcut aceste plăți, iar în aprilie, pentru că o să discutăm până în la 15 mai este termen pentru cererile pe suprafață, din câte... Sigur, o să discutăm, este termen de depunere fără penalități, sigur, fermierii pot să-și depună cu penalități până 9 iunie, și spuneam că înainte de a începe campania de depunere a cererilor, și o să discutăm în continuare despre un important act normativ, am reușit să facem plățile pentru
sectorul animalier. Am plătit atât din bugetul comunitar, cât și din bugetul nostru național, în integralitate, banii fermierilor pentru cererile depuse în campania 2013. Mai avem doar două programe de achitat. Și este vorba de ajutoarele specifice comunitare pentru ovine și caprini, un program la care s-a derulat. Deci pentru sectorul zootehnic. Zootehnic la ovine și caprine, care s-a derulat până aproape de jumătatea lunii decembrie. Avem termen limită de finalizare a controalelor și a centralizărilor până în 9 mai. Sperăm că până în 15 mai să reușim să facem plata și în acest sector. Este vorba de aproape 50.000 de capete de animale. Aici plata este știută. Este în 2013 plătim acest program pentru prima dată din 2007 de când suntem membri ai Uniunii Europene și vom plăti echivalentul până la 6,5 euro pe cap de animal. Probabil că suma alocată României se va împărți la numărul de animale eligibile. Sigur, date pe care spuneam le vom deține în jurul datei de 9 mai, când vom termina toate aceste centralizare. O să reținem ideea legată de actul normativ de care aminteați. O să dori însă, înainte de asta, să vă întreb, un telespectator ne spune că are 250 de oi, ce ar trebui și ne întreabă ce trebuie să fac. Dacă putem să-i răspundem? Păi, în primul rând, telespectatorul știe că a primit plățile din bugetul nostru național încă din luna ianuarie, dacă n-a depus cerere. Deci nu știm dacă până acum, dar probabil dacă le-a avut și anul trecut, cu siguranță a depus. Dacă n-a depus o cerere de plată, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, are posibilitatea în perioada următoare, începând cu 6 mai până în 30 mai, să depune o cerere unică de plată, pentru că o să discutăm despre vorbim un act normativ. Vorbim de campania pe care stă să înceapă, urmeze, da, pe care stă să înceapă practic actul normativ despre care vorbim. A fost adoptat și publicat în Monitor oficial de câteva zile, dar aplicațiile informative sunt operaționale în 2-3 zile. Cel mai devreme probabil vom începe cu imediat după zilele de libere de 1 mai și până la sfârșitul mai o cerere unică de plată pentru aceste scheme și măsuri de sprijin. Deci actul normativ vine în sprijinul fermierilor din județul nostru, în sensul în care cumulează practic 4 scheme de sprijin. Tot ce am depus până în 2013, atât din buget comunitar, cât și buget de stat pentru bovine. Se știe că erau două programe pentru specia bovine, două programe pentru ovine și caprine. Da. Toate aceste s-au cumulat în 2014, de se vor cumula în cadrul acestui an într-o cerere unică. Fermierul nostru va veni la Agenția de Plăți și va depune cererea de plată pentru cele 250 de capete. El trebuie să știe că facem aceste plăți pentru efectiv femei de la minim 50 de capete de ovine până la un număr nelimitat. Iar dacă este dintr-o zonă defavorizată, are posibilitatea să acceseze și cel de-al doilea program de sprijin. O să vă rog să precizăm și ce înseamnă și zonă defavorizată din punct de vedere, pentru că al PNDR-ului vorbim, da? Că mai sunt și eu, să zic, am mai avut situații în care încă mai sunt persoane care confundă, știți, a fost un alt act normativ mai vechi, în care, mă rog, prin care au fost declarate pe o perioadă de 10 ani, nu mai sunt, erau inclusiv în Gorj, zona Cârbunești, așa, zone defavorizate, declarate, dar care nu mai sunt la momentul ăsta. Deci, acum vorbim de zone defavorizate din punct de vedere al Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, ca să... Da. Odată cu aderarea noastră la Uniunea Europeană în 2007, Programul Național de Dezvoltare Rurală în anexa 4A prevede localitățile care fac parte din zona defavorizată. Și aici sunt grupate în două mari scheme de sprijin. Este vorba de zonă montană defavorizată și avem 12 localități de la Pade și până la Polovraci. Se știe zona montană și încă 5 localități grupate în zona defavorizată de condiții naturale specifice. Și aici este undeva centrată
pe localitățile Mătăsari, Bolboș, Borăscu, Negomir și Ciupercen. Deci avem 17 localități din zonă defavorizată. Fermierii noștri sunt familiarizați și sunt în cunoștință de cauză, mai pentru că ei primesc atât pe suprafață cât și pentru efectivele de animale plățile respective. Am zis ca să facem precizarea și pentru cei care nu sunt neapărat în zonele respective, că pot să se întrebe da, noi de ce nu primim, că poate dacă la un moment dat era zonă defavorizată, dar pe alt act normativ, în zona Cărbunești și... Sigur, Albeni, e de discutat și n-aș vrea să intru, în prea multe detalii care au fost cerințele, condițiile în care încadrarea acestor zone. E vorba tehnice. De altitudine, este vorba de clasă de calitate a solurilor din zona respectivă și de condiții de favorabilitate. Sunt localitățile prinse în actul normativ și n-am decât să le respectăm. Bun, să revenim la actul normativ despre care discutam, acea ordine al ministrului 573, publicare centru în monitor oficial și care dă posibilitatea, spuneam, din 6 până în 30 mai, tuturor crescătorilor de animale din județul nostru să se prezinte la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură să-și depună cererea unică. Îi rugăm de pe acum să se adreseze medicilor veterinari pentru a-și obține acele adeverințe în sistem ZNIA, asociațiilor crescătorilor, pentru că condițiile și cerințele de eligibilitate, documentele respective, sunt asemănătoare. Am mai spus-o la dumneavoastră în emisiune și cu alte ocazii, 2014 este considerat un an de tranziție către noua politică agricolă comună. Practic, la acest moment nu avem un program național de dezvoltare rurală aprobat și avizat de Uniunea Europeană, vorbind de perioada 2014-2020, motiv pentru care, sigur, accesăm aceleași scheme și măsuri de sprijin ca în anii anteriori. De aceea dorim ca toți deținătorii de animale, indiferent că se încadrează într-un program sau altul, să intre în posesia documentelor necesare de la medicii veterinari. Mă rog, să-și pregătească pașapoartele, fișele de identificare a animalelor, acele adeverințe eliberate la asociațiile de crescători de ovine, pe care, sigur, ei le știu și cu care au avut de-a face an de an, și începând cu data de 6 mai să fie prezenți la Agenția de Plăți și Intervenție. Este o perioadă relativ scurtă de aproximativ 3 săptămâni în care va trebui să primim în jur de 5.000 de cereri în sectorul de creștere a bovinelor pentru efectiv de peste 30.000 de capete și peste 6.000 de tone de lapte, iar pentru ovine... Asta din cifrele și cu anilor anterior, știm exact ce ne așteaptă, iar pentru ovine și capline probabil vom primi peste 1.000 de cereri, iar numărul acestora depășește 125.000 de capete. Este un volum extraordinar de mare de muncă pe care ne va întrebuința în perioada următoare pe noi, pe funcționarii publici de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, mai ales că spuneam că se desfășoară în paralel cu celălalt program de depunere a cererilor pe suprafață. Așa încât, sigur, este de așteptat și asta este rugămintea și apelul nostru să nu lăsăm aceste cereri pe ultimii metri, pentru că sigur, este puțin probabil lucru dovedit și din anii anteriori, când programele s-au prelungit dincolo de termenele respective, și că orice nedepunere în termen se soldează practic se soldează practic cu pierderea subvențiilor din anul respectiv. Da. Așadar, ca să reamintim așa succint, aveți odată campania aceasta pentru sprijinul pe suprafață, care mai este până la 15 mai, mă rog, și în continuare, dar aplicându-se anumite penalități. De la începând cu 6 mai începeți campania de depunere pentru sectorul zootehnic și ne-a spus aici că e vorba de toate tipurile de animale, bovine, caprine, ovine... Și am mai uitat ceva? Nu, bovine, ovine și caprine, dar speciile pe care le sprijinim financiar din buget comunitar și buget național. O întrebare. Deci ei vor face acum fermierii o cerere unică pentru toate, dacă au, de exemplu, de fapt mai multe tipuri de, adică au și oi, să zicem, și bovine, pe aceeași cerere le menționează?
Fermierii noștri știu ambele. Că de câțiva ani, de 4-5 ani, nu-și mai completează olograf cererea respectivă. Vin cu documentele necesare din care online. Fac dovada că au aceste animale. Noi intrăm în baza de date, în sistemul informativ al Registrului Național al Exploatațiilor, care este administrat de Agenția Națională Sanitar Veterinar și le confirmăm toate aceste animale. Cererea va fi pretipărită, va fi listată, printată, semnată de fermierul nostru, primește un număr de înregistrare, la momentul respectiv se consideră că a depus cererea. Aș vrea să insist și să venim pregătiți, pentru că avem fermieri care au și bovine și ovine. Sigur, să nu uite că trebuie să la același pentru... moment, deci de documente ne vom folosi de aceleași documente pentru toate schemele de sprijin. Deci asta e și motivul, asta e și noutatea, asta e și avantajul fermierilor. Da. Nu mai vii de 4 ori la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. E o singură dată. Vreau să vă spun că este un prim pas pe care legiuitorul face în anul 2014 pentru ce va urma din 2015. Se preconizează... Și ce va urma, da. Se preconizează din 2015 ca în perioada martie, mai, 15 mai, toți fermierii, fie că sunt utilizatori de suprafețe de teren agricol, fie că dețin animale, să-și depună o singură cerere, cu adevărat unică, atât pe suprafață cât și pe efectivele de animale. Sigur că va fi un volum de muncă imens într-o perioadă scurtă de două luni și jumătate, motiv pentru care va trebui să respectăm cu rigoare și cu, acele planificări pe care noi le facem și pe care, din păcate, fermierii noștri nu prea le respectă în această perioadă. Îmi cer scuze fără să vreau să vă întrerup, însă sunt câteva persoane care se pare că nu au înțeles și ne sună. Deci numărul de pe ecran este doar pentru SMS-uri. O să doresc să vă reamintesc cu această ocazie. Dacă pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți întrebări pe care să le adresați domnului director de la APIA Gorj, în legătură cu temele și subiecte care țin de activitatea instituției pe care dumnealui o conduce, așadar o să vă rog încă o dată, nu ne mai sunați. O să vă resping în continuare. Așa, revenind, domnul director, și ne spuneați de cererile pe suprafață, mai este puțin și se termină această perioadă, care este stadiul la momentul acesta? Practic am parcurs cam 3 sferturi din această perioadă, din 3 martie și iată, suntem astăzi în 24 aprilie aproximativ, 7-8 săptămâni, mai sunt cam 3 săptămâni până practic la 15 mai și când fermierii nu vor fi penalizați, din păcate... Am primit până la această dată cam 14.200 de cereri pentru o suprafață de aproximativ 47.000 de hectare, dintr-un număr de fermieri așteptați de aproximativ 24.000 de fermieri. Practic mai avem 9.510.000 de fermieri într-o perioadă de 3 săptămâni. Ceea ce doar 60% din fermierii așteptați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-au prezentat până în acest moment. Evident că nu vom reuși să depunem, pentru că avem experiența anilor trecuți când 4-5.000 de fermieri au înțeles să vină dincolo de perioada de 15 mai, evident cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și sigur sunt reglementări clare europene pe care îi va sancționa, îi va penaliza în funcție de numărul de zile de întârziere. De aceea fac un apel, sigur, în mod cu cât se poate de serios să înțelegem că cel puțin pentru perioada următoare. Este adevărat că ne aflăm în plină campanie de desfășurare a lucrărilor agricole.
fermierii noștri, sigur, au trecut și de sărbătorile respective pascale, dar au fost și o serie de lucrări ale câmpului și trăiau să se împartă în timpul între muncile agricole și deplasările la Agenția de Plăți pentru Agricultură. Sigur, în condițiile în care noi am făcut eforturi deosebite și financiare, și materiale, și umane, și știu foarte bine că programul nostru se desfășoară și dincolo de programul obișnuit de 8 ore, și sâmbăta și duminica, în ideea de a veni în sprijinul fermierilor, ca atunci când vin la noi să putem să le preluăm. Așadar, îndemnați și încurajați ca în zilele următoare să vină și suntem siguri că în zilele următoare... Ar fi păcat, sunt niște bani care se pierd. Este în detrimentul fermierului să fie sancționat pentru o tergiversare sau pentru în mod din asta de a nu respecta un program. De aceea, sigur, mai ales că așteptăm să fie derulat și cel de-al doilea program. Suntem și noi destul de puțin funcționari la Agenția de Plăți și Intervenție. Gestionăm anual 35-40 de mii de cereri, ceea ce este enorm într-o perioadă scurtă de timp. Se știe că după această perioadă extrem de oricum intensă... Oricum, sunteți printre agențiile sau printre instituțiile care aveți totuși o infrastructură banii, mai dezvoltată la nivel, inclusiv la nivel județean, am accesat dintre agențiile care gestionează banii europeni. Vreau să vă spun că am accesat an de an aproximativ 99% din banii europeni. Sigur, nu i-am accesat 100% pentru că dintr-un motiv sau altul, fermierii noștri au fost nevoiți să mai și returneze o serie de sume la bugetul european. Da, este un subiect pe care o să vreau să-l atingem și pe acesta puțin mai spre final. Adică ne dorim să punctăm ce mai urmează, pentru ce pot să mai depună oamenii bani, ce activități au mai fost și o să fie în perioada imediat următoare. Tocmai ca să ne aducem și noi o mică contribuție, să zicem, în informarea fermierilor, în sensul acesta, pentru a dacă putem să ajutăm cu cât de puțin se poate, un centimetru, dacă putem să schimbăm și noi să ceva înainte, e bine și așa. Suntem de această părere. De aceea vreau să vă întrebăm și legat de declarațiile anuale privind livrările și respectiv vânzările realizate în anul de cotă 2013-2014. Peste câteva zile, peste aproximativ două săptămâni, se încheie perioada, 14 mai este termen limită de depunere a acestor declarații anuale de vânzare sau de livrare de către operatorii economici, deci agenții economici care cumpără. Sigur că dacă mă întrebați care este stadiul, aș putea spune că este unul, cred că nu avem 15-10% din aceste declarații depuse. An de an, fermierii noștri tratează cu o anumită lejeritate aceste acțiuni și iată se soldează cu repercusiuni de-a lungul timpului. Am plecat de la 12.000 de asemenea beneficiari de cotă de lapte și am ajuns undeva la 3.921 de beneficiari. Au scăzut foarte mult. Au crescut. Dar de ce? Din această lipsă de interes, pentru că de-a lungul anilor n-au înțeles să se depună an de an această declarație de cotă de lapte, de care au absolută nevoie. Cei din zonă defavorizată știu foarte bine că este o condiție de eligibilitate. Ca să poată să comercializeze. Să primească subvenția pe animale. Subvenția. Deci nu numai că le dă dreptul să vândă aceste în piețele din județ, dar cei care nu au cotă de lapte de livrare, nu au cotă de lapte, nu pot primi aceste și au fost nevoiți să-și cumpere aceste cote de lapte pentru a putea depune cerere. A fost un anumit termen până la care s-au putut face acele cereri, nu? Acum se mai pot cumpăra acum în 2014 nu se mai pune problema de a cumpăra cotele de lapte. Din 2014 este știut deja că nici nu vor mai exista cota de lapte, pentru că cota de lapte este doar aferentă sectorului animalier, la specierea taurine, bovine.
nu și ovine și capline. Bun, dar este extrem de important să mențin cota de lapte la nivelul anului 2014. Dacă nu depun anul ăsta, pe lângă, nu pot accesa programul 2014 pentru vaca de lapte din zona defavorizată. Mai mult de atât, având cota de lapte la nivelul anului 2014, se preconizează că până în 2020, care au cota de lapte în sistemul de administrare, vor putea să acceseze aceste plăți până în anul 2020. Iată de ce este important ca fermierii noștri să nu-și piardă cotele anuale pe care le au în sistemul de administrare la cotele de lapte. Ne spuneți, domnul director, cum este și cu acea subvenție sau sprijin pentru achiziționarea tancurilor de răcire a laptelui de către cei care A fost o inițiativă a Ministerului Agriculturii încă din toamna anului trecut, tot în ideea despre care vorbeam. Este vorba de eliminarea cotelor de lapte, începând cu 2015, și de această teamă a noastră, a tuturor, a celor care lucrăm în sistem, de o avalanșă laptelui și produselor din lapte de pe piața europeană. Pentru atunci când dispare acest sistem de administrare a cotelor de lapte la nivelul Uniunii Europene, pentru că din 2015 nu va mai fi. Sigur, niciun stat membru nu mai este ținut de o anumită cotă aferentă statului membru și are posibilitatea să-și valorifice atât în interior, dar cât și în exteriorul țării respectiv, pe piețele statelor membre. Și atunci Ministerul Agriculturii a venit cu un act normativ și să dea posibilitatea formelor asociative de la nivelul localităților să se asocieze minim 5 căscători de animale care au, de fapt nu, minim 3 căscători de animale care au până la 5 capete vaci de lapte. Deci doar cei care au minim 5 bovine vaci de lapte, să-și depună o cerere de acord prealabil la primăria pe raza căreia își desfășoară activitatea. Sunt niște termene și au fost aici, niște termene până în 30 decembrie. Termenul a fost prelungit prin act normativ până în 15 aprilie de depunerea acestor cereri de acord prealabil. Din informațiile noastre au fost depuse în câteva localități. Până în 15 mai au posibilitatea să-și depună formele justificative de acele facturi profemere privind achiziția acelor tancuri de răcire, ca în intervalul 15-31 mai unitățile administrative, primăriile, depun întreaga documentație la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, va fi verificată și banii vor intra din bugetul național în contul formelor asociative. Iată, putem să venim în sprijinul fermierilor să-și achiziționeze tancuri de răcire până la 1000 de litri capacitate și sigur la, pe banii Uniunii Europene, care includ valoarea echipamentului, serviciul, cheltuielile de instalare și garanție pe perioada de 2 ani. Mai sunt și alte condiții pe care ar trebui să le îndeplinească cei care, în afară de numărul de capete de animale care în primul rând spus, e vorba de asociere. Nici o persoană fizică nu poate își depune în mod individual. Deci asemenea, o entitate cu personalitate juridică. Apoi, sigur că e vorba de acei fermieri crescători de animale care fac dovada că livrează laptele sau că valorifică laptele, pentru că, sigur, nu putem să înglobăm o anumită sumă de bani pentru un tank de răcire care și să nu fie utilizat. Deci sunt câteva condiții minime. Sigur că cei care sunt interesați au luat la cunoștință de avantajele respective și, sigur, au procedat ca atare. Așa, dar ne-a spus de cerele pe suprafață. Aș vrea să revenim însă la cererile pentru animale, de care ne ziceați că o să înceapă pe 6 mai această campanie. La câți fermieri vă așteptați să depună sau câți au fost în anii anteriori? Acum acumulați. Sigur, spuneam că vor fi peste 5.000 de, cele 5.000 de cereri în sector animalier la specerea bovine și vorba de peste 30.000 de capete, iar pentru ovine apreciem că vor fi
peste 1000 de cereri, iar numărul de animale va fi peste 125.000 de capete. Animale care au fost sprijinite financiar și în anii anteriori. Da. Un alt telespectator ne întreabă care este vârsta minimă pentru plată la bovine. Nu știu exact, se referă la vârsta Am înțeles despre ce este vorba. Condiția rămâne aceeași de minim 16 luni la termenul de referință pe care fermierul nostru îl are, îl cunoaște 31 ianuarie 2013. Deci iar e vorba de vârsta animalelor. Minim 3 capete la vârsta de 16 luni. Pentru toate celelalte capete, vârsta poate fi, să fie de adăugate, poate să fie de 7 luni la același termen de referință. Deci dacă am 3 capete mari, de regulă vaci de lapte sau tineret cu vârsta peste 16 luni, pot avea oricât de multe animale care au împlinit vârsta de 7 luni la termenul de referință 31 ianuarie 2013, iar pentru animale, pentru exploatațiile noi create, toate cele care au intrat în perioada 1 februarie 2013, 17 aprilie 2014. Da. Deci, sper că telespectatorul nostru a auzit răspunsul. Condițiile sunt cele știute de anii anteriori. Am spus că cerințele, condițiile, actele, documentele care însoțesc această cerere nu sunt modificate. Doar noutatea este legată de această cerere unică de plată, de termen și, sigur, încadrarea în acest termen. O să mai avem... Mai avem câteva mesaje, o să doresc să le citesc, însă după ce o să ne spuneți câteva cuvinte și legate și de decontarea cererilor de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor agricole. Că era încă un subiect pe care doream să... din sectorul de agricultura ecologică. Ecologică, da. Vreau să vă spunem că este pentru prima dată în 2013, când și în județul nostru crescătorii de animale sau deținătorii de terenuri agricole au înțeles că această nișă a agriculturii ecologice este o sursă importantă de venituri decontate din bugetul Uniunii Europene. E adevărat că este un pas timid în județul nostru, doar 9 cereri am primit pe agricultura ecologică, 6 în sector vegetal și 3 în sector animalier. În aceste zile am verificat, am finalizat controlele, atât administrative cât și la fața locului, și în luna mai vom face plățile și pentru, pentru această măsură de sprijin. Vreau să vă spun că în perioada următoare, 2015-2020, vor fi foarte mulți bani pe agricultura ecologică din bugetul comunitar. Vom putea achita fermierilor și vor putea fi accesat 320 de milioane de euro prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Sunt județe ale țării în care sunt mii de fermieri care beneficiază de această perioadă de conversie, practic de trecere de la agricultura convențională, asta pe care noi, la această ecologică. Sigur că aici discutăm despre niște etape procedurale puțin mai dificile din punct de vedere, dar oarecum costisitoare în condiții în care fermierii noștri nu se asociază. Deci este vorba de înregistrarea acestor suprafețe sau efective de animale pe baza fișelor de identificare la direcțiile agricole județene până la 31 august. Este vorba de un contract pe care fermierii noștri îl fac cu un organism de certificare și inspecții agreat de Uniunea Europeană și autorizat de Ministerul Agriculturii și un certificat de conformitate sau un master certificat ecologic, documente care, e adevărat, întrebuințează din punct de vedere financiar. De aceea este necesar ca să putem să ne asociem în cadrul unor forme din asta asociative ca organisme în aceste de certificare. Odată ce se deplasează în județul nostru, cheltuielile lor de deplasare se reduc substanțial în condițiile în care se adresează un număr mare de fermieri. Sigur că condițiile în care vine de la Craiova sau vine de la Târgu Mureș pentru un singur fermier din județul nostru și cheltuielile cresc exponențial.
De aceea, noi credem că în perioada următoare, și așa noi, în agricultura județului nostru și în general, desfășurăm o agricultură de tip ecologic, pentru că... Dar de cine ziceți că se deplasează, trebuie să se deplaseze? Deci vorbim despre reprezentanții unor organisme de acreditare și inspecții agreați pe teritoriul Uniunii Europene și autorizat de Ministerul nostru Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ca să fie declarați că desfășoară o astfel de agricultură ecologică. Ei iau în considerare, ei trebuie să știe că pe agricultura ecologică, pe supraviețele noastre de pășuni și fânețe, este interzis folosirea substanțelor chimice de sinteză, îngrășămintelor chimice, a pesticidelor, ceea ce se întâmplă de fapt. Înțelegem că este un sector care e încurajat. Este extrem de profitabil din punct de vedere al veniturilor pe care, pe care le putem accesa. Mai ales că el poate Da, este unul dintre punctele sau dintre sectoarele care sunt încurajate în această încurajate nouă politică agricolă comună. Și sigur e păcat ca și județul nostru să nu profităm de această foarte multe surse financiare care pot veni în contul fermierilor noștri. Da. Mai avem un SMS-ul de care ziceam... Este, cred că, o doamnă, ne întreabă de ce se dau subvenții la cei ce au vândut bovinele și pe mine mă poartă din uși în uși și nu îmi primesc... Se actualizează mesajul. Da. Și nu-mi primesc cererea și mi se spune că doctorul mi le-a scos din baza de date, dar la dumneavoastră, dar la DSV Gorj, sunt trecută până acum. Până acum m-au plimbat că nu sunt... eligibile, probabil, scrie așa cu prescurtări, da, toate. Cred că noi știm despre ce este vorba. Sigur că până în 2013 telespectatorul nostru are dreptate, ne raportam la un termen de referință 31 ianuarie 2008, era suficient să ai animalele înscrise în sistemul în Registrul Național al Exploatațiilor și să depui o cerere de plată și să primești. Era o reglementare europeană în care noi, România, stat membru, am aderat și am agreat-o, transpusă în legislația românească, pentru că, sigur, în România, mă rog, pe teritoriul Uniunii Europene, nici se concepe să îți depui o cerere de plată dacă nu ai animale și nu le întreții. Din păcate, în România lucrurile astea... Adică la noi s-a întâmplat chestiuni de acest gen? Sigur că asta e motivul pentru care... Adică mi se pare tot incredibil. Sigur. Depui cerere pentru ceva ce nu ai... Adică e o declarație era o prevedere legislativă de care unii din fermierii, din crescătorii de animale au profitat în perioada anterioară. Începând cu 2013, sigur, lucrul ăsta nu se mai întâmplă. Animalele trebuie să existe în exploatație, în Registrul Național al Exploatației, și aici aș vrea să înțeleagă telespectatorii noștri. Sigur, nu avem niciun fel de vină că în Registrul Național, care este administrat de Agenția Națională Sanitară Veterinară, prin medicii deci de libere practic concesionari, ei sunt cei care înregistrează și scot aceste animale. Da, doamna ne spune noi nu verificăm de fapt că la DSV ar fi înregistrată dumnea ei. Oricând putem veni la noi și putem să facem dovada, intrând în sistemul, accesând sistemul informativ administrat de ANSVSA și să demonstrăm că la o anumită perioadă medicul veterinar, dintr-un motiv sau altul pe care sigur numai dumnealor știe împreună cu fermierul, a scos animalul din. În momentul în care animalul iese din exploatație până la termenul limită în care sigur trebuia verificat din punct de vedere administrativ, pierde acest drept. În condițiile în care fermierul nostru a avut minim 3 capete și i-a ieșit un animal din exploatație, întreaga exploatație devine neeligibilă pentru că condiția, am spus, că este de minim 3 capete pe toată perioada de verificare acestea. Nu știu dacă doamna a fost sau dacă știți cumva de acest caz, dacă sigur, s-a prezentat la dumneavoastră. Din păcate, având experiența anilor trecând când puteam să depunem cererea fără să mai fim întrebați ce s-a întâmplat cu animalele, în acest an 2013 toate animalele care au fost scoase din exploatație și nu au avut o trasabilitate recunoscută de medicii veterinari, deși, sigur, se spune că cei de la Agenția de Plăți, noi nu facem altceva decât accesăm
baza lor de date și vedem clar, putem să le dăm date informate, când a intrat animalul, când a ieșit, cât a ieșit animalul și toate datele legate de identificarea animalului respectiv. Mai avem vreo două puncte care ne și pe care sper să le putem să le dezbatem. O să mai luăm câteva SMS-uri totuși, pentru că se pare că sunt interesați și sunt mai pe au fost mai pe lângă televizor de data aceasta telespectatorii noștri, poate și pentru că afară plouă și n-au putut să facă așa mare lucru afară fermierii. Ne mai întreabă un alt telespectator dacă se mai acordă subvenția de agromediu pe suprafață la toți fermierii. Sigur, de se menține plata compensatorie pentru zona pentru agromediu și la nivelul anului 2014. Quantumul este același, știu, din perioada următoare, respectiv pachetul 1 cumulat cu pachetul 2, substanțial, spunem noi, la nivel de 182 de euro pe hectar. De altfel și zona montană defavorizată sau zone defavorizate sunt plătite la același nivel în 2014. Se pare că plata unică pe suprafață se preconizează a crește în 2014 de la 139 de euro la 154 de euro, la care se adaugă plata din bugetul nostru național de 21 de euro. Practic vom plăti plata unică pe suprafață 175 de euro față de 165 de euro plătit în 2013. Da. Altcineva ne mai întreabă, dar cred că ați răspuns de fapt deja la această întrebare. Ce vârstă trebuie să aibă bovinele tineret? A mai întrebat cineva anterior, așa că nu o să reluăm, pentru că vrem să reușim să discutăm despre tot ce ne-am propus. Să reușim să vă aducem toate informațiile. Care este suprafața minimă pentru înființarea unei plantații pomicole? Asta nu e o întrebare care sigur, se adresează este de mare importanță pentru fermierii din județul nostru, pentru ascultătorii noștri, pentru că începând din 2015, pentru că discutam că nu avem un program național de dezvoltare rural aprobat, vom avea 200 de milioane de euro, un program asemănător pentru plantații pomicole, reconversie și restructurare în pomicultură. A existat un program în viticultură pe soiuri nou. Din păcate, în județul nostru n-am avut niciun asemenea program, pentru că, sigur, nici n-am avut tradiție în cultura viței de vie nobilă, dar pe pomicultură, patrimoniul nostru pomicol a fost undeva la 4.950 de hectare și avem posibilitatea să accesăm, începând cu 2015, aceste programe, bani nerambursabili din bugetul Uniunii Europene. Așa încât aș vrea să țină legătura cu noi, cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricole, cu Camera Agricolă Județeană, care acordă consultanță și, de ce nu, cu cealaltă agenție soră, Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Da. O să-l avem și pe domnul director de la APDRP, probabil, într-o emisiune viitoare. Și o să aibă ocazia telespectatorii să întrebe și ceea ce îi se adresează instituției pe care o conduce dumnealui. O să mai citesc cu unul sau două mesaje, doar primim în continuare. Din păcate, nu o să putem, cred că, să le luăm pe toate, pentru că mai avem mai puțin de 4 minute, mă anunță colegii mei. Ca de obicei, timpul cu dumneavoastră, la discuțiile cu dumneavoastră, trece foarte repede timpul. Altcineva ne întreabă dacă am două vaci cu lapte, pot beneficia de... Și asta ne-ați răs... poate beneficia de subvenții? Dacă avem două vaci de lapte și ne aflăm într-o zonă defavorizată, sigur, programul este de la 2 până la 15 capete. Dacă discutăm de bugetul nostru național, acolo condiția este de mini 3 capete, 3. Cu vârsta de 16 ani. Știam că e ceva cu 3 de asta. Pentru bugetul național, pentru din bugetul european, minim 2 capete vaci de lapte, care să fi fătat cel puțin un singur. Cineva ne întreabă care este cuantumul plății subvenției în condițiile în care dețin un hectar de pomi fructiferi. La acest moment, plata este aceeași ca pe orice suprafață de teren. Plătim plată unică pe suprafață, cum indicem noi, SAPS, a fost 139,17 euro echivalentul. În 2014 probabil vom avea 154 de euro pe hectar. Nu vom avea alt sprijin diferențiat, probabil că spuneam că vor fi bani suficienți pe investiții, pe reconversie și restructurare începând cu 2015. Când se bagă banii pe subvenție pentru bovine? Am spus că până în 14 mai au fost plătiți în integral banii pentru și din bugetul național și în bugetul comunitar, așa încât fermierii să-și
verifice conturile. Da, integral, fără tranșă. Nici anul trecut, nici anul ăsta am plătit sumele integral, anul ăsta în avans, deși termenul era 30 iunie 2014. Da, mai notasem eu la un moment dat despre, să vorbim și despre... subvenția la motorină era extrem de important și că aici, și la acest capitol, suntem ușor restanțieri. Mai avem câteva zile, 30 aprilie, este termenul limită de depunere a cererilor de contare la motorină. Din păcate, foarte puține au venit în aceste zile. Fermierii trebuie să știe că cei care au un acord prealabil cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură își pot depune trimestrial acele cerere de contare a motorinei. Am avut 1,39 lei pe litru reducerea accizii de la cea standard la cea redusă. Practic, pentru motorina utilizată în agricultură, fermierii nu plătesc decât acciza la nivel de 21 de euro pe 1000 de litri. Nu plătesc decât acciză, decât 10 lei pe litru. 10 lei acciză. Față de cât a ajuns acum 300 și 50 de euro pe 1000 de litri. Pe trimestrul și practic cei care au depus acum vor primi banii? Pentru trimestrul 4 al anului 2013 au primit banii. Acum își depun cererile de decontare pentru trimestrul 1-2014. Și cuantum este de 1,59 de lei per litru, a crescut cu 20 de bani. De la 1 aprilie, aferentă trimestrului... Și prețul la pompă. Sigur, aferentă trimestrului 2 din 2014, având în vedere că a crescut acciza cu 7 euro cenți, prin ordin al ministrului, întreaga creștere de 40 de bani pe litru a fost preluată și decontată de la bugetul de stat. Practic, începând cu 1 aprilie, vom plăti 1,80 lei pe litru de motorină. Acei 40 de bani care au fost adăugați la litru de motorină se va deconta de bugetul. Dacă puteți să ne amintiți așa pe final, la final de emisiune, și când pentru acest prim trimestru, când o să fie când o să-și primească banii fermierii? Păi mai întâi trebuie să-și depună cererile până 30 aprilie și să sperăm că luna mai vom fi în măsură să facem plățile pentru aferent trimestrului întâi. Da, am înțeles. Cum spuneam, ca de obicei, timpul cu dumneavoastră trece foarte repede. De data aceasta însă am reușit să atingem mai multe din temele și din punctele pe care mi le propusesem. Invitația rămâne deschisă dacă vă doriți și cu altă ocazie, sau poate o să vă facem noi o vizită. Știm că aveți și dumneavoastră, programul este foarte încărcat și la dumneavoastră, cel puțin în această perioadă. Cu mare plăcere, perioadă. De fiecare dată am răspuns afirmativ invitațiilor posturilor noastre de televiziune, la posturilor de radio și din presa scrisă, pentru a veni în întâmpinarea ascultătorilor, de a le duce informații necesare privind actele pe care noi le accesăm. Avem și un site propriu la agenția, apiagorj.ro, așa încât suntem siguri că oricum ce n-am reușit noi să atingem acum aici, au putut auzi și de la radio sau de pe site-ul dumneavoastră. Avem un buletin informativ propriu pe care îl elaborăm și care îl aveți și dumneavoastră aferent. Și îl trimitem la primării în fiecare și toate instituțiile din agricultură. Așa încât transmite și la primărie acest buletin? Primării, instituțiile din agricultură, cam tot ce înseamnă instituții cu atribuții și sarcini în agricultură. Gata. Am înțeles colegii, deci colegii deja mă ceartă, îmi spun că am depășit timpul. Vă mulțumesc dumneavoastră încă o dată pentru prezență și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă spunem la revedere, până data viitoare, numai bine!